Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 11 Sfârșind Iisus de data aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor. Și auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos și trimițând pe doi dintre ucenicii săi, a zis lui, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și Iisus răspunzând le-a zis, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti într-un mine. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Au trestie clătinată de vânt. Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vouă, mai mult decât un proroc, că el este acela despre care s-a scris. Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat vă zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă către alți copii zicând, V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând și spun, are demon. A venit fiul omului, mâncând și bând și spun, Iată un om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Atunci a început Iisus să muste cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale sale, căci nu s-au pocăit. Vai ție, Horazine! Vai ție, Betsaida! Că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit. Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății decât vouă. Și tu, ca pernaume, n-ai fost înălțat până la cer, până la iad te vei cobori. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile care s-au făcut în tine, ar fi rămas până azi. Dar zic vouă, Că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. Te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și l ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe fiul decât numai tatăl, nici pe tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai fiul și cel căruia va voi fiul să-i descopere. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară